Bună seara! Sunt Eleonora Cocola, gazda dumneavoastră din această seară pe Clujaem.ro. E luni și așa cum v-am obișnuit, în fiecare luni seara aveți întâlnire cu Asociația Riva pe Clujaem.ro. În această seară doresc să reiau, așa cum v-am promis, subiectul despre violența domestică privită dintr-o perspectivă astrologică. Și asta pentru că n-am reușit să abordăm subiectul așa cum aș fi vrut, pentru că timpul este o scuză, dar de data asta nu pot să spun că a fost o scuză, pur și simplu nu ne-a ajuns timpul. Este un domeniu atât de vast și sunt atâtea curiozități pentru noi, cei care nu suntem decât informați așa superficial despre astrologie, încât dorința de a ști și de a înțelege este enormă. Pentru asta îi spunem domnului Daniel Iepure, bine ați revenit la noi în emisiune. Bine v-am regăsit. Și știu că v-a plăcut emisiunea trecută. Și o să încercăm să răspundem și la întrebările pe care ni le-ați lăsat. Domnul Daniel, pare bine că ați acceptat invitația noastră de a continua discuția. Și sper să avem o colaborare așa frumoasă pe viitor. Noi asta ne dorim, noi, Asociația Viva. În emisiunea trecută am vorbit despre astrologie. Domnul Daniel Iepure ne-a explicat puțin ce înseamnă astrologia. Am atins puțin problema karmei, am atins puțin absolut tot ce trebuia să atingem, dar puțin. În seara asta aș dori să reluăm puțin și să vorbim din nou despre astrologie. Și vis-a-vis de horoscop, pentru că, ținând cont că în emisiunea trecută ați spus că nu sunteți adeptul horoscopului, aș vrea să aprofundăm puțin acest subiect, să știm, pentru că eu personal și foarte mulți dintre cei care ne urmăresc, atunci când deschid un ziar, caută horoscopul. Mai sunt pe televiziuni care au emisiuni serioase, de ore întregi, despre fiecare zodie în parte. Și aș dori să vedem care e părerea dumneavoastră și cât este de precis și... Da. O să încep prin a spune că horoscopul meu, nu numai că nu este, să zic așa, preferatul meu sau că nu sunt de acord cu principiile lui, pot chiar și să demonstrez că nu este o formă foarte autentică a astrologiei. După cum știm cu toții, fiecare știință sau fiecare activitate umană are diverse nivele de performanță, să-i spunem, sau nivele de autenticitate. Ei bine, horoscopul este un astfel de nivel de autenticitate al astrologiei, undeva mai la, nu zic neapărat la bază, undeva mai jos, să zic așa. Adică se bazează pe principiile astrologice, folosește astrologia, este, am putea spune, partea astrologiei, dar este oarecum denaturată și nu ține de principiile foarte profunde, nu ține cont de principiile spirituale ale astrologiei. O să iau, probabil în multe locuri o să mai auziți și ce am vorbit la trecut, o să aprofundăm. Aș vrea să ne așa. explicați, adică cum astrologie, spiritualitate, ce legătură există între astea? Din punctul meu personal de vedere și eu așa consider că ar trebui să fie din punct de vedere a fiecărui practicant al astrologiei, care este chiar și un, între ghilimele, mic magician al psihicului uman, din punctul nostru al astrologilor de vedere, nu ar trebui să existe nicio diferență între astrologie și spiritualitate. Adică, după cum am zis mai devreme, astrologia este un instrument de legătură între om și Dumnezeu. Automat este vorba Cum se despre... face această legătură sau
Această legătură, foarte pe scurt, ca să dau doar un exemplu minor, dar semnificativ, noi de puține ori probabil știm să facem alegerile nu neapărat corecte, ci alegerile, cum s-ar numi, integrate în voința divină, alegerile integrate în armonia Universului. Astrologia, de exemplu, ne spune foarte precis cum putem face acest lucru. Există un instrument, între ghilimele, care poate să fie superior astrologiei și care am putea numi intuiția sufletului nostru, care, după cum am spus și la trecută, la anumiți oameni de succes, nu contează în ce domeniu, fie spiritual, material sau alte domenii, ei își urmează intuiția, își urmează acea voce a sufletului și fac exact ceea ce trebuie atunci când trebuie. Sunt între ghilimele pe var, fără să aibă cunoștințe de astrologie. Un om care nu ar avea această intuiție, dar ar apela la cunoștințe astrologice, ar face exact aceleași alegeri. Un om care, între ghilimele, cum zicem popor, o dă în bară constant sau mai sunt diverse expresii pe tema asta, dar care practic face greșeală după greșeală, dacă îi cercetăm astrograma previzională de-a lungul vieții lui, observăm că face exact alegerile cele mai, să zicem, între ghilimele, potrivite în momentul unor tranzite mai grele, între ghilimele, care predispun la mai multă suferință, care predispun la mai mult efort, să zicem. Adică lucrurile nu vin prin grație divină, ci prin munca proprie și prin oarecare, poate chiar chin a persoanei în cauză. Astfel de persoane fac într-un fel alegerile cum nepotrivite. Dacă nu apelează nici la intuiție, dacă nu au și oare, dacă nu apelează, să zicem, nici la astrologie și au, să zicem, o karmă mai nepotrivită în perioada respectivă, fac astfel alegeri mai puțin potrivite, mai prostuțe. Da. Avem o întrebare pe, și se vorbește exact aici unde, da, hai să unde în discuția aceasta, da, noastră. Ce deosebire este între astrologie și prezicerea viitorului, mă rog, pe care îl fac prăjitoarele, pe care este același lucru astrologia cu picitul viitorului? Asta nu este, este doar același lucru. Deci răspunsul efectiv ar fi că nu, astrologia nu este ghicită al viitorului, astrologia nu ghicește viitorul, nu spune ce se va întâmpla, spune ce va avea tendința să se întâmple, după cum a zis și de-a trecută. Adică nu pot prin asta să spun că, gata, astrologia nu spune viitorul și nu spune chiar nimic despre viitor, ba da, spune chiar foarte multe, dar, după cum a zis, nu va trece peste acel liber arbitru al omului. Adică astrologia ar spune, în acea perioadă vei avea tendința să faci acele alegeri sau acele greșeli sau acele lucruri bune, vei avea tendința să mergi pe acel drum, să gândești lucrurile în această manieră, să abordezi situația din acest punct de vedere. Din cauza că omenirea, mai majoritatea omenirii la momentul actual, nu își exercită foarte mult liberul arbitru, ci merge mai mult după val, după diverse valuri emoționale, psihice, după cum suntem învățați sau după cum știm noi că se fac lucrurile, nu prea ne luptăm, între ghilimele, cu greutățile vieții și atunci dacă avem, să zicem așa, tranzit mai delicat, mai dificil, pentru că prin karma numim de obicei karma asta mai negativă, care nu ne place, așa, este o să pozitiva? Facem... Există și pozitiva. O să discutăm despre karma. Sigur, da. În aceste cazuri, persoana în cauză face anumite alegeri oarecum împinsă de soartă, după cum se și spune, și o să vedem și mai încolo, exact în cazul nostru cu violența în familie, împinsă de niște conjuncturi care aparent, în acel moment, la o privire chiar mai superficială, par în regulă, dau bine la ochi, să zic așa, chiar dacă subtil, la o atenție mai adâncă, la o verificare a intuiției și chiar a astrogramei, se vede că nu este în regulă, persoana respectivă face acea alegere și mai târziu își dă seama că a greșit. Bun. Și mai este o întrebare. Cum se împacă astrologia cu creștinismul? Da, imediat. Care există? Ajung imediat. Am uitat să o notez.
greșesc, vă rog să mă scuzați pentru asta. Bun. Ca să închei cu povestea cu viitorul, deci astrologia nu prezice literalmente ce vom face, dar ne spune ce avem tendința să facem, iar comparativ cu alte științe sau cu alte chiar cu alte persoane care practică diverse arte divinatorii sau chiar magice, nu aș putea să spun că astrologia este mai prejos sau mai presus. Din proprie cunoștință și în proprie experiență știu că sunt anumite persoane înzestrate cu clar viziune, adică au trezit anumite capacități, aș spune psihice, dar chiar mai mult decât psihice, prin care pot să vadă foarte profund în viața omului sau chiar în viețile anterioare și așa mai departe, nu intru acum în detalii. Și sunt și foarte mulți șarlatani care, pe baza dorinței foarte mari a oamenilor și pe baza acestei porniri ca omului către necunoscut, către mister, către altceva, ajung la un astfel de om care pur și simplu se folosește de această dorință a omului pentru, ba pentru a-l goli de bani, ba pentru a-l prosti, ba pentru diverse lucruri de genul. Și atunci, evident, astrologia este mai presus decât un asemenea șarlatan, dar este, poate aș spune, relativ mai prejos decât o ființă care are foarte bine tristă clar viziunea. Pentru că astrograma noastră, deși este foarte, foarte complexă, are totuși anumite limitări, adică planetele de aici, zonele astrologice, casele, zodiile și așa mai departe, ne dau niște informații, hai zicem, nu foarte, foarte precise. Și există chiar, o să vedem că un astrolog, în momentul în care devine, să zic așa, expert sau își cunoaște foarte bine meseria, se folosește și de oarecare intuiție, adică combină toate aceste date la un nivel superior nivelului mental. O persoană care are trezită clar viziunea are, poate să aibă acces la anumite, între ghilimele, date sau informații într-un mod ceva mai precis decât o are astrologia. Și în astfel de cazuri, dacă cineva recurge, să zicem așa, la serviciile unui astrolog sau unui, și unui clarvăzător, ar trebui să primească procentual, zic eu, undeva 80-90% aceeași informație, cu minime diferențe. Adică asta arată faptul că atât astrologul cât și clarvăzătorul sunt autentice în practica lor și văd, să zic așa, între ghilimele, văd adevărul, să zic așa, acolo unde se află. Deci, astrologia înseamnă a specific, cine a Înseamnă de astrologia previzională, chiar pentru că sunt multe ramuri, astrologia previzională care se ocupă practic cu relația dintre astrograma natală a unui om, deci practic între omul însuși și o anumită perioadă din trecut, prezent, viitor, nu contează. Astrologia previzională arată liniile creditoare ale viitorului. Dacă viitorul și liniile temporale ne imaginăm ca și pe un fel de împăienjeniș de drumuri care se tot intersectează unele cu altele, astrologia ar arăta o anumită zonă, un anumit sector pe care avem tendința să luăm. Nu să ne arate întotdeauna exact drumul precis. Și nici un clarvăzător nu poate spune lucrul acesta. Și bine că am ajuns la această idee, ca să o încheiem așa într-un mod mai, poate chiar mai triumfal și într-un mod care dă de gândit, sau ar trebui să dea de gândit la mulți. O să vorbesc acum, în ceea ce urmează, despre previziunile negative, sau poate chiar catastrofale. Să știți că, la modul autentic, orice previziune negativă are scopul de a nu se îndeplini. Adică, acea zonă din viitor, între ghilimele, dacă o privim dintr-un punct de vedere atemporal, prin diferite ființe, din planurile subtile, prin diferiți îngeri sau prin diferite modalități, ne trimite nouă, cel din prezent, sau în trecutul ei, să zic așa, trimite un semnal de alarmă. Dragi oameni, atenție, dacă continuați
În acest mod veți ajunge aici și nu este în regulă. Da? Și noi cei din prezent o primim ca pe o previziune a viitorului. Acum, dacă noi suntem mai superficial, mai fricoși, mai isterioși și așa mai departe, o să zicem, vai Doamne, ce ne așteaptă, o să stăm cu mâinile în sân și probabil o să vină. Dacă suntem înțelepți, o să zicem, aha, deci urmează acel lucru, bine, atunci trebuie să modificăm ceva, ce facem acum, ca acel lucru să nu se întâmple. Viitorul nu este bătut în cuie. O să mai ajungem și mai târziu un pic de asta, legat de alegerea chiar a partenerului sau momentului începutului de relație sau de căsătorie și mai departe, viitorul nu este bătut în cuie, nu este fix. Atât un cardăzător, cât și astrologia ne arată anumite sectoare, ne arată anumite zone, între ghilimele zone, ale acestei încremlături temporale a viitorului, pe care este posibil să pășim. Faptul că pășim în stânga zonei, în dreapta zonei, în zigzag, nu știu cum, depinde de noi. Faptul că pășim pe altă zonă, depinde tot de noi. Ne putem exercita liber arbitru într-o asemenea măsură, încât să facem chiar altcâtva decât harta. Am văzut cazuri al unor ființe care sunt chiar mai evoluate relativ din punct de vedere spiritual, cunosc anumite principii, ele le aplică în viața lor de zi cu zi, și astrologia, de la un moment, de la un nivel în sus, nu mai are aplicabilitate chiar așa de bună. Deci omul respectiv începe să capete o anumită putere chiar asupra destinului său, care nu mai face așa de vulnerabil la această hartă. Așa. Și vreau să vă întreb dacă aceste previziuni pot fi influențate de către anumite ritualuri făcute de obicei de vrăjitoare, cu tot felul de sunt anumite ritualuri care se fac, ritualuri, cum spune, de bine și ritual de rău, și pot influența această astrogramă, aceste ritualuri? Răspunsul este da. Pot influența, dar nu influențează neapărat astrogramă. Influențează lucrurile care se vor petrece și fenomenele și toate cele care se vor petrece în lumea noastră. Cu alte cuvinte, am putea spune că combină influența împreună cu influența astrogramei asupra vieților celor în cauză. Adică ritualul respectiv de obicei se poate face pentru ființă, pentru un grup de ființe, pentru umanitate și așa mai departe. Într-adevăr, într-un astfel de ritual, se angrenează anumite energii care sunt de natură și chiar schimbă, într-o măsură mai mică sau mai mare, în funcție de cum este făcut acel ritual, schimbă viitorul ființelor asupra căruia este orientat. Dacă ar fi să combinăm cu astrologia, am putea spune că un astfel de ritual ne ajută să extragem mai ușor, ca să luăm așa pe șleau, o parte mai bună sau o parte mai proastă din acel viitor la care ne referim. Pentru că întotdeauna o astfel de hartă astrologică nu este eminamente bună, rea sau așa mai departe. Este întotdeauna ca și orice altă energie și orice alt lucru pe sub acest soare, da? Neutră, undeva la mijloc. Deci are și nea părți pe care noi le-am percepe pozitive, are și părți pe care le-am percepe negative. Există anumite planete sau puncte matematice a căror influență, sau mai bine zis, planetele și punctele matematice au aceeași influență de-a lungul întregii perioade, de-a lungul întregului timp. Important este pentru noi, din punctul nostru de vedere, unde se află ele, unde își exercită influența. Pe harta unui om, de exemplu, un om are o îngrămădire, da, să zicem, în astrologie, un cluster de planete într-un anumit colț. Dacă o planetă trece pe acolo, îi se va simți foarte pregnant influența într-o anumită perioadă de timp. Dacă nicio planetă nu trece pe acolo, nu se va simți nicio influență, deși planeta respectivă este în continuare pe cer, într-o altă zonă, în care, în harta unui respectiv, este mai liberă, să zicem așa. Deci toate aceste planete, puncte matematice și așa mai departe, își exercită influența non-stop asupra noastră. Important este unde și când exercită ele această influență. Un astfel de ritual, un astfel de act, fie el de orice fel, spiritual în special, ne ajută să trezim din influența astrologică acele energii pe care ritualul respectiv le evocă.
Dacă este un ritual benefic, ne va fi mai ușor să accesăm cei care realizează ritualul sau asupra celor care se realizează ritualul, le va fi mai ușor să acceseze energii benefice. Dacă este un ritual malefic, se vor trezi energii mai neplăcute. Nici nu vreau să mă gândesc la aceste energii neplăcute. Nici nu. Haideți să rămânem deschis pe această temă cu energii care influențează vrăjitorii. Poate că o să discutăm o altă ocazie. Haideți să vedem puțin dacă creștinismul se bate cap în cap cu astrologie. Din cercetările mele proprii, care au fost poate în direcția creștinismului nu foarte, foarte profundate, am căutat până acolo, până când mie mi-a fost suficient, cauză din care pot să dau doar anumite repere și cei care doresc pot să cerceteze mai departe, au fost într-o anumită perioadă, undeva la câteva zeci sau cred că câteva sute de ani după moartea lui Iisus Hristos, așa numitele consilii de la Nicea, Constantinopol, Efes, dar noi le știam pe toate, câteva au fost, nu mai știu exacte. Momentul în care eu știu personal că există anumite izvoare istorice specifice, clare, care spun că în acele consilii s-au scos inclusiv din Biblie anumite pasaje care făceau referire directă la reîncarnare, de exemplu, la anumite influențe astrologice și la anumite lucruri care în biserica evului mediu și ulterior au fost considerate erezii. Chiar am avut și oarecare revelație că de mic copil, fiind crescut cu istoria care am crescut toți, am crezut că în evul mediu au fost tot felul de vragi, vrăjitoare și așa mai departe. Când vedem cazul anumitor școli spirituale de la noi din țară sau chiar din străinătate care sunt tratate într-un mod jamic în ziua de astăzi, mi-am dat seama că probabil și în evul mediu au fost anumiți cunoscători ai adevărului, cunoscători spirituale autentici care nu aveau tendințe, influențe și apucături negative și care tocmai din cauza deținerii unor conștiințe mai autentice, care ar fi derobotizat, să zicem, societatea umană de atunci sau care ar fi făcut să fie descoperit adevărul de către mase, au fost vânați tocmai de către biserică. Adică, din nefericire, biserica, printre multe alte instrumente, sau religia, să zicem, sau poate chiar credința, a fost, din păcate, folosită ca și mijloc de manipulare a maselor. Eu vreau să vă întreb de magii aceia care au venit de la răsărit, care au venit când s-a născut Iisus. Da, magii aceia erau niște astrologi. Absolut. Și din... Și a fost prezisă nașterea lui și ei au văzut aceastea și s-au... Din anumite cercetări, o să vadă oricine că acea stea a fost cel mai probabil o anumită conjuncție, adică o suprapunere a două planete, care în momentul când ele două se suprapun, bineînțeles, arată ca o stea mai strălucitoare, pe care generic au numit o stea. De ce a călătorit ei până într-un anumit loc și de ce când steaua respectivă era nu știu în ce punct și toate astea se petreceau doar într-un singur moment și într-un singur loc, asta este pentru un cunoscător al astrologiei evident că exact în acel moment se forma o anumită configurație astrologică pe cerul acelui loc care a fost Betlehem, unde s-a născut Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, vedeau că în acel moment și în acel loc se va forma o configurație astrologică foarte specială prin care un suflet foarte evoluat poate să vină pe pământ, ceea ce s-a și întâmplat. Deci ei, practic, au văzut ce se petrece cu astrologul momentului respectiv. Au văzut că acel moment este mai special, au calculat locul în care influența respectivă era maximă, s-au dus acolo și acolo se numește Iisus Hristos. Ca să termin și cu răspunsul la întrebare cu astrologia și creștinismul, există chiar și o maximă a spiritualității care spune că toate sunt una și toate sunt interconectate cu toate. Da, există o anumită legătură între astrologie și creștinism și chiar pentru... ca un răspuns, așa, ca să nu intru foarte adânc, pentru că avem alt subiect. Am auzit sau am ajuns în momentul la informația, pe care n-am cercetat-o efectiv pe cazuri, că mai de mult, cel puțin, bisericile, de exemplu, erau construite pe o axă
Se știe că bisericile sunt construite cu altarul la răsărit. Axa răsărit apus a bisericii era orientată după momentul, după locul precis al răsăritului soarelui în ziua hramului bisericii. Adică inclusiv bisericile erau construite pe principii astrologice. Asta poate să spună ceva. Da. Și bănuiesc că și faptul că sărbătorim Paștele în, diferite perioade, tot de principii astrologice se bazează. Da. La Paște nu am studiat efectiv. Am înțeles că este vorba despre poziția sau momentul de creștere, descreștere a lunii, nu mai știu specific. În schimb, Crăciunul, care poate este cea mai mare sărbătoare creștină, este o sărbătoare pur și simplu astrologică. Este evident că păstorii nu se află în mijlocul iernii pe câmp cu oile, deci chiar dacă Iisus Hristos poate nu s-a născut fizic, faptic, efectiv în acel moment. Nu s-a născut. De ce este dovedit? Așa. S-a născut undeva în februarie, nu știu exact. El pentru planeta noastră și ce a adus, practic, el pe Terra, adică acea conștiință cristică și acel mod de a ne raporta la Dumnezeu, se poate regăsi, să zicem așa, din punct de vedere astrologic, cel mai bine în acel moment al Crăciunului. Deci, practic, atunci nu sărbătorim neapărat nașterea omului Iisus, ci mai degrabă nașterea semnificației profunde lui Hristos. Deci este un simbol aceasta. Crăciunul este o sărbătoare astrologică. Este exact la două zile după solstițiul de iarnă. Da? Este practic nașterea conștiinței. Când energia între ghilimele se află la punctul de cel, conștiința, pardon, la punctul de cel mai de jos, când se află solstițiul, da? Există o perioadă de două zile, maxim trei, care corespunde ieșirii Soarelui din influența Eterului, care exact și în astrologie sunt două, maxim trei grade în jurul cuspidei pentru cunoscători. Exact după acele două zile, practic, se intră pe deplin, între ghilimele, în zodia Capricornului. Da? Asta înseamnă că chiar în acel moment, ziua începe efectiv să crească. Creșterea luminii, creșterea conștiinței, da? Nașterea lui Iisus. Paralel sau opus între ghilimele cu Crăciunul, avem tot o sărbătoare, tot astrologică, nașterea energiei feminine, sânzienele, care se află la două zile după solstițiul de vară. Da. Da? Deci sunt o grămadă de astfel de sărbători și momente care poate în popor nu se știe precis despre ele, dar sunt sărbătorite și ținute de sute și mii de ani care au fost generate și au pornit pe principii astrologice. Este foarte interesant ce ne spuneți. Din nou, aș vrea să putem aprofunda subiectul, dar din păcate noi avem altă da, temă. Acum ne ocupăm. Mi-e și greu să revin la tema pe care o avem. Având în vedere că iarăși mergem cu timpul spre sfârșit. Să începem să ne ocupăm. Să începem să ne ocupăm efectiv de violența în familie. Deci, putem privi violența din familie, din perspectiva astrologică? Da, putem. În ce? Cum? În cele ce urmează o să vorbesc și despre astrologie și despre karma. Poate chiar nu despre karma. După cum am spus data trecută, există o legătură foarte strânsă, dar indisociabilă, practic, între karma și astrologie. Din punctul de vedere al meu personal și pe care îl consider, cel puțin atât cât renunț, îl consider obiectiv, toate științele, toate căile spirituale autentice duc către același scop. Sunt, dintr-un anume punct de vedere, fațete ale aceleiași diamante, să zicem. Da? Fiecare dintre ele revelează un aspect al adevărului, revelează anumite principii, revelează anumite aspecte ale Divinului sau a drumului între om și Divin. Din acel punct de vedere, aprofundarea fiecărei linii spirituale autentice, aprofundarea fiecărui principiu spiritual, duce în același loc și generează niște idei, niște principii care nu contravin celorlalte drumuri spirituale, celorlalte căi. Karma este un anumit punct de vedere asupra evoluției umane. Astrologia este o legătură între om și divin. Aceste două lucruri, aceste două aspecte, astrologia și karma,
se întrepătrund, se explică una prin alta. După cum am zis, am dat data trecută acel exemplu în care un personaj, da, a zis un el, spune ceva, o rănește fără să-și dea seama pe ea. Da? În altă viață, am discutat și despre reîncarnare, nu mai intrăm acum în detalii și am și dovedit practic existența acestea, în momentul în care sufletele lor revin pe pământ pentru a învăța lecții, pentru a se reechilibra profund, el, de exemplu, care a făcut o anumită acțiune și n-a fost pe deplin conștient de consecințele ei, va trece de această dată în noua situație, poate chiar într-o ființă feminină și va fi o ea de data aceasta, și i se va petrece ceva similar cu ceea ce generat mai de mult. Nu pentru că Dumnezeu ar vrea să o pedepsească sau să-l pedepsească pe acel suflet într-un fel, ci pentru că acel suflet își dorește să învețe din acea lecție, să reechilibreze la modul profund. Asta se spune că ți-a ia scarma. Arderea carmei, din punct de vedere spiritual, înseamnă un fel de chiar consum accelerat și grăbit al acesteia în scopul evoluției spirituale. Deci în momentul când în spiritualitate vorbim efectiv despre arderea carmei, ceea ce face și focul, arde un obiect și nu mai există după aia, ne-am referit la acele acțiuni care presupun chiar trecerea, transcenderea karmei respective, fără ca ea să ne mai afecteze. În Yoga Sutra, mai înțeleg Patanjali, acum mii de ani, se spunea că suferința care nu a venit, care nu a venit încă, poate și trebuie să fie evitată. Bineînțeles, nu păcălită evitată, ci, cum a zis acum, arsă sau transceansă. Adică prin diferite acțiuni de specific spiritual, prin diferite tehnici, prin diferite, cum am zis, ritualuri benefice, un om poate să-și ardă această karmă. Dacă ea nu este arsă, se petrece ceea ce în spiritualitate se numește consum, să zic. Sau putem să-i dăm altă denumire, este vorba totuși doar despre termeni, putem să-i zicem și ardere. Deci, eu numesc acum consum, consumul acelei karme în care acele acțiuni, acele fapte, nefiind încă echilibrate energetic în structura individului, vin și se manifestă ca situații de viață, împingându-l pe acel om în diferite conjuncturi, în diferite situații, pentru a-și învăța niște lecții. Și acum, în funcție de intenția pe care a avut-o în momentul în care a făcut, în care a făcut acel suflet, într-o altă personalitate mai de mult, anumite acțiuni, deci în funcție de intenția, atenție, nu de efectul neapărat, pentru că câteodată ceea ce nouă mi se pare bun, altora se pare rău și invers, da? În funcție de intenția pe care a avut-o acel individ la un moment dat, bună sau rea, în această situație, acelui suflet reîncarnat acum, îi se petrec situații pe care le va percepe bune sau rele. Care sunt situații de viață, punct, pur și simplu, pe care un observator exteriorului, sau chiar el însuși, dacă se pune într-o poziție exterioară, ființei lui de observator, poate să vadă ca fiind mai bun, mai rău, mai într-un fel sau altul. Dar această karmă aduce o anumită situație și îl obligă, între ghilimele, pe acel primitor, să zicem, al karmei, să vadă sau să resimtă acea situație în acel mod în care el a plantat-o mai devreme. Cum există o altă maximă a spiritualității, dacă culegi vânt, dacă semeni vânt, culegi furtună. Da? Da. Mai era o problemă pe care vreau să o ridic aici, pentru că se spune că în momentul în care ai o boală serioasă, un cancer sau o altă boală serioasă, o ai pentru că asta este karma, o aduci de undeva și trebuie să treci prin ea ca să fie bine. O să termin întâi ce ziceam mai devreme și ajungem și la subiectul bolii. Deci, ziceam că această karmă este practic o tendință foarte profundă a sufletului în cauză de a se reechilibra, de a se reîntoarce chiar la Dumnezeu, de a ajunge într-un echilibru perfect interior pe multiple planuri care îi permite sufletului respectiv să-l simtă în mod direct pe Dumnezeu. Și această karmă este practic
concretizarea în lumea fizică a acelei tendințe de echilibru. Dacă ființa respectivă a făcut o acțiune despre care nu era total conștientă, nu și-a dat seama că face o rău altcuiva, în această viață trece printr-o situație oarecum opusă, adică i se face aproximativ același lucru de către altcineva, în cele mai multe cazuri de către același suflet la care atunci a făcut acel lucru, fiind acum situația oarecum inversă, și da, în momentul când acea situație este oarecum neplăcută, îi spunem karma negativă, ne doare, suferim și așa mai departe. Dar întotdeauna această karma are un scop, are rolul de a ne învăța o lecție, nu ne vine degeaba, nu pățim întâmplător acel lucru. Am avut la un moment dat, nu se intră în discuții pentru că nu ne permite timp, am avut o discuție foarte profundă cu o persoană care avea darul clarviziunii și în urma acelei discuții, care a fost pentru mine destul de cutremurătoare, adică până la momentul respectiv, da, am văzut fapte că se întâmplă, am văzut, mi-am dat seama dinainte lucrului că Dumnezeu totuși nu este nedrept și chiar dacă pare nedrept din punct de vedere a vieții noastre relativ scurte, chiar dacă anumite întâmplări par nedrepte, ele la modul profund nu sunt. Ei bine, în momentul întâlnirii persoanei respectivă, când mi-a spus foarte, foarte clar despre cineva, ce a făcut într-o viață și ce a pățit în viața următoare și cât de bine se legau între ele lucrurile, am ajuns la concluzia că povestea aceasta cu karma este la nivelul vieților exact ceea ce facem noi la nivelul zilelor. Exact cum noi facem astăzi o acțiune într-o zi, mergem apoi la somn, ne trezim a doua zi și o continuăm, sau ne trezim a treia, a patra zi, peste un an, de exemplu, și continuăm acea acțiune pe care între timp am pus-o pe pauză, exact așa se petrece la nivelul vieților. În viața asta facem ceva, am produs un anumit efect, dacă nu l-am înțeles pe deplin sau dacă avem de învățat o anumită lecție sau dacă chiar avem de primit un beneficiu, pentru că dacă am făcut un lucru bun și nu l-am făcut într-un anumit mod, iarăși nu intrăm acum că nu este, se poate transcende această karmă, deci dacă am făcut într-un anumit fel, vom fi obligați să suportăm roadele benefice ale acelei acțiuni. Deci vom avea o viață foarte bună, foarte frumoasă, dar în care vom fi totuși în anume fel blocați în acele situații benefice de viață, fiind practic obligați să, ca ele să ni se întoarcă, ca să primim răsplata benefică a faptelor noastre. Deci karma este și bună și ea. Da? Și am ajuns la concluzia că exact cum noi facem mai multe lucruri de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, exact așa și sufletul nostru, toate lucrurile neîncheiate dintr-o anumită viață, toate lecțiile pe care nu le-a făcut, toate energiile pe care le-a creat și nu le-a echilibrat încă, le continuă în alte vieți. Uneori le continuă exact cum le-a lăsat, de unde le-a lăsat, de exemplu, menirea de a fi, nu știu, un cântăreț sau așa mai departe, poate nu și-a terminat ce și-a dorit într-o viață și continuă în alta, da? În cazurile talentelor de mici copii care la 2 ani pun mai puvioară și iubesc părinții, de exemplu, sau cazuri în care ființa respectivă continuă între ghilimele din cel punct de vedere, da? A făcut un lucru și acum a doua viață este pusă în situația de a primi ceva similar. Deci sunt felurite situații de genul. Ideea este că fiecare dintre noi, fie că suntem conștienți sau nu, aproape toate, putem zice chiar toate relațiile pe care le avem, toate ființele pe care le întâlnim, toate aspirațiile, năzuințele noastre, toate acțiunile pe care le facem, sunt continuări a ceea ce am făcut dată. Sunt, vin din intenții și din obiceiuri pe care le-am trăit în alte vieți. De aia un copil, de exemplu, dacă vă uitați la, poate chiar și la doi gemeni, care totuși seamănă și din punct de vedere astrologic au aproape aceeași hartă, sau din punct de vedere al fraților care sunt la un an, doi, trei distanță, cresc în aceeași familie, primesc același gen de educație și ies personalități complet, complet diferite. Este dovadă clară că acele ființe vin de la cu un bagaj unic fiecare. Deci eu cam am, pot să spun că am bagajul ăsta e al meu, așa. Sufletul, cine știa cu el, nu? Nu, eu vreau doar să zic că indiferent și de... Și copilul este al meu, nu? Da, copilul este al tău, dar copilul, asta vreau să zic că el deja vine cu ceva.
ai copii, da? Da, da. Deci copilul tău, în momentul când l-ai născut, deja avea un anumit tipar, să zicem, energetico-informațional. Tot ce ai spus copilului tău, el a așezat pe acel tipar. Și a evoluat pe baza acelei așezări, nu neapărat pe ceea ce ai spus. Dacă ai doi copii? Da. Al doilea copil, i-ai spus aceleași lucruri și a așezat aceleași lucruri pe alt tipar. Și a făcut nu ceea ce ai spus tu, a făcut în funcție de cum a așezat ceea ce ai spus. De exemplu, aceleași copii le spui, nu știu, nu mânca ciocolată că are zahăr și nu e foarte sănătos. Da? Unul care e mai, un pic mai întrezit, mai înțelept, poate mai curios, zice, hai să vedem ce nu-i sănătos, nu-i cercetează. Altul care vine cu o anumită dependență și disperare după gustul dulce, zice că e făcut nu știu ce rău, care a prins să mănânce ciocolată. Este aceeași informație așezată pe alte background-uri, pe alte tipare vechi, cu care copilul vine deja. Asta nu se zice. V-am spus, subiectele sunt, le atingem așa de superficial. Poate că ar trebui să luăm fiecare subiect în parte, să-l discutăm. Pe fiecare subiect putem discuta ore întregi. Da. Toate sunt interesante, cel puțin din punctul meu de vedere și sper că și dintre dumneavoastră. O să trecem atunci foarte pe scurt la ideea de boală și apoi să ajungem și la povestea cu relațiile și relații. Exact. Boala este foarte pe scurt acel moment al vieții în care după momente și ocazii repetate în care, conștient sau nu, am refuzat să învățăm anumite lecții, acele lecții, între ghilimele, sau acele influențe energetice perturbatoare coboară din plan în plan, da, din planul cauzal, mental, emoțional, eteric, până pe fizic. Și se numește boală. Da? Orice lucru pe care îl avem de învățat, orice lecție, presupune undeva la un anumit nivel un oarecare dezechilibru. Dacă acel dezechilibru este foarte, foarte mare, din cauza poveștii, să zicem așa, creației, se spune că creația decurge din plan subtil, într-un mai grosier și mai grosier, până la fizic, adică de la Dumnezeu până la planul fizic, sunt diverse planuri din care această creație coboară între ghilimele și își ia afectat energia, chiar și noi, în planul fizic, ne luăm energie din alte planuri subtile și alea mai departe din alte, și așa până la Dumnezeu. Dacă acolo, în planurile subtile, dezechilibru devine foarte mare și nu este tratat, între ghilimele, emoțional sau psihic, adică dacă noi nu ne-am învățat lecția respectivă, el coboară din plan în plan până apare durerea pe un anumit organ și după aia boala pe organul respectiv. Și acum o să mă întreb, să fac o paranteză. Așa. O femeie care trece printr-o violență emoțională, psihologică, așa. Poate face mai repede cancer sau știu eu... Da, răspunsul este da. Depinde în această cauză? Da. Depinde cât este de profund și de mare dezechilibru respectiv. Depinde cât este de puternică, din punct de vedere psihic, femeia respectivă. Adică, dacă femeia respectivă are o anumită forță sau chiar o anumită înțelepciune, poate să-și înțeleagă lecția, să învețe anumite lucruri, să nu lase să se dezvolte acea disarmonie subtilă până să ajungă la stadiul de boală. Dacă nu, se ajunge la stadiul de boală. Deci depinde foarte, foarte mult de mulți factori, dar răspunsul în mare este da. Orice astfel de șoc emoțional, orice astfel de traumă, fie că este din viața asta sau din vieți trecute, tinde să se manifeste sub diverse forme pe corpul fizic. Orice boală, pentru telespectatori să țină minte și să cerceteze, orice fel de boală pe corpul fizic, de nu contează ce natură, din nu contează ce sursă, fie că e din naștere, cu atât mai mult dacă e din naștere, este clar o dovadă a unui disarmonie și un dezechilibru subtil pe care l-am creat în viața asta sau în altele. Și am văzut pe cazuri concrete, chiar de exemplu, mă amintesc cu cazul unei femei care avea ceva la coloana vertebrală. Există de fapt mai multe, așa zise, dicționare de boli, dicționare care fac legătura între fizic și subtil. Ne referim aici la cauzele subtile ale bolilor, care spun că pe ființa noastră umană există diferite segmente de energie. Diferite, să zicem așa, fâșii cu specificul lor. Fiecare astfel de fâșie are la bază, în corpul fizic, un organ și la vârf, între ghilimele, o emoție specifică. Cu alte cuvinte, toți cei care sunt bolnavi de o anumită boală la același organ, au, fiecare pe specificul lui, aceeași tulburare energetică, emoțională
au o traumă similară. În funcție de organul afectat, se poate spune ce anume din ființa bolnavului, ce plan nu este la locul lui, ce lecții are de învățat și mai departe. Foarte, foarte specific. Da? O să aprofundăm această temă. Se poate așa, sigur. Deci v-am spus, dragii noștri prieteni, că stând de vorbă cu domnul Daniel, ajungem să ne dăm seama că sunt atâtea probleme pe care am vrea să le cunoaștem. Și sper că vom reuși să îl mai aducem și să vorbim și despre aceste cauze subtile ale bolilor. Pentru că noi aici, în emisiunile noastre, vorbim și despre discriminarea celor care sunt bolnavi de hepatita C, de cancer, de SIDA, de, mă rog, în general de discriminarea persoanelor bolnave. Da. Să revenim la subiectul nostru. Deci este vorba despre violența în familie. După cum am spus mai devreme, putem chiar să integrăm aici și ideea cu boala. Chiar dacă nu există un organ în corpul fizic care ne doare, o anumită situație din viața noastră care ne doare este un fel de boală din punct de vedere subtil energetic. Din acest punct de vedere, medicina tradițională indiană, care se numește Ayurveda și care, de la un studiu mai profund, pentru cei doritori o să vadă că merge aproape mână-mână cu principiile yoga, de exemplu, și studiază aceleași lucruri și aceleași principii, Ayurveda privește orice fel de boală din punct de vedere holistic, integral. Adică nu zice organul acestui corp fizic, acestui individ este bolnav. Nu. Acel segment energetic despre care am vorbit mai devreme este bolnav. Și atunci, dacă este un caz de urgență, acționăm pe corpul fizic, prin diferite metode. Dacă nu e foarte urgent, acționăm pe un plan mai subtil. S-ar putea ca însănătoșirea să nu fie de astăzi pe mâine, dar este durabilă. Cu cât acționăm mai profund, cu atâta poate să fie ușor mai greu, dar este mai bine din punct de vedere perioade, deci este mai bine pe termen lung. Situațiile de violență în familie le putem denumi sau chiar le putem încadra ca și un fel de boli pe un anumit segment al planului nostru emoțional. Adică dacă din punct de vedere karmic, cum am explicat mai devreme, avem anumite dezechilibre și lecții de învățat, putem atrage, ca și femei, dacă este acum cazul, situații în care bărbați sau alte ființe să se comporte cu noi într-un mod violent. Lucrurile sunt foarte, foarte complexe și dacă nu sunt înțelese dintr-un punct de vedere profund spiritual și dintr-un punct de vedere a asumării, poate să sune chiar un pic așa nedrept sau nu știu, pedepsitor, oarecum, din punct de vedere a Divinului, că trebuie, într-un anume fel, să trecem printr-o situație de viață ca să suferim. Nu este așa. Deci nu există nimeni în afara noastră sau înăuntru nostru care să ne oblige să trecem prin situații și să ne facă să suferim. Totuși, o anumită parte a sufletului nostru, care este într-un anumit fel detașată, este desprinsă oarecum de acest joc al vieții, ne face să ne ducem în astfel de situații pentru a învăța diverse lecții. Orice femeie care se află în astfel de situații ar trebui să-și pună foarte profund semne de întrebare de ce se află acolo, ce a făcut ca să aleagă acea situație, ce o face în continuare să rămână acolo. Cu toată părerea de rău și în același timp cu tot dragul, le spunem acelor ființe umane sau acelor femei că au o anumită disarmonie, au o anumită problemă, între ghilimele, la nivel emoțional, care le face să rămână într-o astfel de situație. De cele mai multe ori, în momentul în care lucrurile nu mai pot fi salvate sau așa mai departe, poate de cele mai multe ori este o rană a masochismului. Adică crede că dacă, nu crede conștient, atenție, deci acum vorbim despre chiar procese foarte profunde, subconștiente, la nivele energetice de care nu întotdeauna suntem conștienți sau conștiente.
Deci chiar dacă spun aceste lucruri sau par într-un fel, nu trebuie luate ad literam sau ca și nu toată lumea le-ar înțelege. Sunt un pic mai adânci. Poate o femeie în situația asta le poate conștientiza poate după săptămâni sau luni sau ani de muncă cu ea însăși. Deci anumite structuri ale ei pot, de exemplu, și am văzut cazuri, pot să creadă că, uite, trec prin această suferință pentru că știu că dacă eu sufăr și iau asupra mea acest, nu știu, această încărcătură sau această situație, voi reuși să fac să treacă. Da, împort crucea. Împort crucea, da? O să, dacă el mă va vede și în situația asta, o să înțeleagă. Da? Există diverse, cam de cea mai multe m-am întâlnit cu cazuri din astea de victimizare, repet, subconștient, în care ființa în cauză credea că rezolvă ceva lăsându-se în acea situație negativă. Aici, de ce mai multe poate rezolva prin terapie alternative ca să conștientizezi acest lucru, că ești într-o relație abuzivă și să ai putere să ieși? Puterea aceasta de a ieși sau de a rezolva, depinde. Deci, iarăși, nu dăm rețete, nu dăm aici, nu dăm nici cu bâta și nici nu oferim rețete foarte clare. Situațiile se pot rezolva armonios, disarmonios, prin înțelegere, prin comunicare, prin încheiere bruscă, depinde de la caz la caz. Întrebarea a fost, te rog, încă o dată, dacă se pot rezolva. Da, am făcut această paranteză pentru a spune că asta depinde de la caz la caz. Deci eu acum o să spun un da, dar depinde de la caz la caz. Funcție de specificul femeii respective, funcție de astrograma femeii respective, funcție de diversi factori, anumite terapii o ajută. Deci este clar și evident, orice terapie depinde și ea este de profundă și autentică. Sunt diverse niveluri și niveluri. Karma, da, draga noastră karma, întotdeauna ne va duce spre lucru pe care îl merităm sau care ne este cel mai potrivit la momentul respectiv, chiar dacă poate nu e cel mai bun. Este atât cât putem duce noi și putem înțelege. Deci dacă o anumită femeie se află în situația asta și are deja înclinații sau dorințe sau pur și simplu i-a apărut pe stradă într-un moment de sincronicitate, ceva de genul, poate să urmeze astfel de tehnici, de terapii, într-un fel sau altul o vor ajuta. Ori o vor ajuta să aibă, ori o vor ajuta să aibă puterea de a își spune cuvântul, puterea de a ieși din situația respectivă, puterea de a rezolva într-un fel sau altul. Deci, de și acum vreau să vă pun întrebarea, că iar suntem cu timpul la limită, întrebarea pe care am vrut să o pun de la începutul emisiunii. Așa. Dacă faptul că ne-am ales un partener abuziv a fost pentru că nu ne-am consultat astrograma sau n-am scris sau ne-am ținut cont de horoscop. Da, sper să nu fie foarte manipulativă sau așa, să nu fac multă publicitate, răspunsul este da. Acum, asta nu înseamnă că musai fiecare trebuie să-și consulte astrograma, dar este un lucru foarte bine venit și foarte potrivit pentru cine poate altceva. După cum am zis la început, și lucrul acesta este valabil atât pentru bărbați cât și pentru femei, există anumite instanțe ale ființei noastre, există anumite zone, între ghilimele, psihicului nostru, care sunt destinate pentru altceva, să intuiască, să simtă, să-și dea seama. Noi putem, aproape întotdeauna, să știm care va fi următorul pas al vieții noastre, unde ne îndreaptă viața. În momentul în care ești îndrăgostit, nu mai vezi nimic. Parcă toate simțurile astea. Da, dar o analiză foarte atentă, dacă am face, de exemplu, o anumită statistică cu întrebări foarte, foarte specifice, de exemplu, o să vedem că acele situații care s-au sfârșit armonios, ființele implicate în acele situații care s-au sfârșit armonios, aveau un anumit gen de îndrăgostire. Ființele care s-au implicat în situații care s-au sfârșit disarmonios, sunt, între ghilimele, ușor altfel îndrăgostite. Ce înseamnă gen de îndrăgostire? La ce vă referiți? Iar intrăm în... Din punct de vedere a faptului că totul este oarecum un efect karmic al ceea ce am făcut mai demult,
noi vom fi inevitabil, repet, aproape inevitabil, atrași către acele ființe care ne vor învăța pentru noi, într-un mod plăcut sau nu, de bine, lecțiile de care avem nevoie. Și atunci, dacă, dintr-un punct de vedere karmic, ar trebui oarecum să trecem prin situații dificile, vom fi oarecum împinși către, ca femei, către un anumit bărbat, mai violent, să zicem, da? Întotdeauna, la femeile respective, am văzut cazuri concrete la care, la un an, 2 ani, 30 de ani după, când s-a trecut prin situația respectivă și s-a încheiat totul, femeia respectivă zicea, știam eu. Și probabil știți la ce mă refer. Avea acel sentiment, avea acel feeling, avea acel ceva în sufletul ei care îi spunea, vezi că nu e chiar cea mai bună cale pe care poți să urmezi. Pe de cealaltă parte a fost, cum ai zis tu, acea super îndrăgostire care o mâneam înainte, da? Și acum există acel echilibru între forța energiei noastre care o percepem ca îndrăgostire și aceeași veșnică, aproape tăcută, foarte silențioasă, dar vocea sufletului care îți spune pe cine e bine, pe cine chiar așa de bine, da? Și dacă noi reușim să ne, nu să ne refulăm sau să ne închidem în dragostirea, Doamne ferește, dar dacă reușim în anumite momente să ne punem între ghilimele pe pauză, gândurile, emoțiile și să ne întrebăm foarte, foarte profund sufletul, este bine să mă acest pas, El ne va spune. De asemenea, o interpretare foarte potrivită a astrogramei poate să spună cum va decurge o anumită relație sau o anumită căsnicie și mai departe. Da, din punct de vedere astrologic, se poate vedea, există chiar așa numită astrogramă relațională, în care se suprapun astrogramele celor doi și se vede fiecare ce are învățat acolo, ce pot să facă împreună. Nu se vede, bineînțeles, dacă își vor face bine una sau altuia sau rău, dar se vede specificul energiei dintre ei, la fel ca și cu previziunile. Se poate spune mai mult sau mai puțin dacă relația aceea va avea parte de mai multă liniște, armonie sau mai multă tensiune. Iarăși, tensiunea poate să fie și benefică, da? În, nu știu, în momentul când este foarte, foarte dor sau în momentul contactului amoros, de exemplu, există o energie foarte imensă sau imensă mare, care de comparație foarte mare, care se manifestă în formă unei tensiuni. Să știți că, din punct de vedere astrologic, este aceeași conjunctură, practic, care se află și în spatele cerurilor, de exemplu. Și felul în care vor folosi cei doi această energie se vede pe astrogramă și nu prea. Nu întotdeauna. Adică am văzut, de exemplu, cazuri cu o astrogramă care arăta, între ghilimele, jalnic, și cei doi duceau foarte bine. Pentru că știau că în momentul în care revine fiecăruia să se certe, se interiorizau și comunicau, de exemplu, aici deja este o cheie foarte importantă pentru cei care ascultă, comunicarea asertivă. Mă opresc acum și nu o să te fac, de exemplu, ca femeie, dar nu o să te fac bău și în alte feluri, încep să spun ce simt. Nu tu ești vinovat că mă simt așa și așa mai departe, dar eu mă simt așa, așa, așa. Ea face la fel, el face la fel. Fără să se acuze reciproc. Deja se ajunge la ceva. Toate astea au pornit de la o tendință de a se certa sau de a se bate unul pe altul. N-au făcut-o. S-au oprit la timp, au discutat armonios și au descoperit unii după aia că se iubesc mult decât înainte. Se întâmplă cazul de genul. Exact. Deci, din acest punct de vedere, o astrogramă arată ce se poate petrece în viața unui cuplu, dar din nou nu spune exact ce o să facă cei doi. În schimb, poate să spună, uite, aveți energie de genul, în momentul când apar aceste tendințe, gestionați-le așa. Asta apare. În același timp, am văzut astrogramele care arătau foarte bine, dar cei doi, de exemplu, iarăși, dacă arătau zice foarte bine, nu se certau, nu erau predispuși la tensiuni, dar erau, probabil, uneori indiferenți în față de altul. Deci, la fiecare conjunctură astrologică, la fiecare astrogramă, există ce am putea numi părți bune sau părți proaste. Putem folosi într-un mod descendent sau ascendent pentru evoluția noastră, indiferent cum arată astrogramă respectivă. Și pentru a ne apropia și mai mult de final, se poate alege și momentul începutului unei relații, sau dacă, hai zicem, că nu putem să-l alegem, dar ne servește viața,
momentul începutului unei căsătorii, unei căsnicii. Dar cel ca moment de bun augur din... Exact. Momentul cel bun, da. Din tradiția noastră populară. Da, acest moment există și chiar și vorba aceea vine de acolo, pentru că bătrânii noștri știau că există astfel de momente privilegiate. Tot din experiență, dacă o anumită ființă, dacă o anumită femeie își caută acel moment favorabil a începerii unei căsătorii, de exemplu, și dacă urmărește să facă lucrul ăsta conștient și voit, o să observe că în viața ei se pot succede anumite relații într-un mod, aș spune, uimitor, și acum explic pe exemplu, că altfel este greu. În momentul în care prin casa căsătoriei, de exemplu, trecea un punct matematic mai de rău augur, care ar fi predispus la o căsătorie mai tensionantă, sau chiar mai suferingă, se întâlnea cu un oarecare care era mai apucat și mai violent. Dacă, oricât de îndrăgostită se simțea, dacă ea la momentul respectiv zice, uite, nu ne căsătorim anul ăsta, că astele mele nu arată bine, ne căsătorim la anul, pentru că atunci va avea un tranzit bun. Se petrecea ceva magic acolo, că cei doi se despărțeau între timp. Și la anul, ori se căsătorea atunci, ori aștepta următorul moment, ori apărea altcineva care era foarte armonios din acel punct de vedere. Este aproape imposibil, chiar și în cunoștința astrologică, să păcălești între ghilimele destinul sau viața. Poți, în schimb, să știi pe ce val, să zic așa, te afli și să gestionezi aceste valuri, dar totuși nu le poți influența până la maxim. Deci, exemplul acesta este foarte binevenit. În momentul în care femeia respectivă se afla într-un moment propice căsătoriei, propice, să zicem așa, de investi în casa relațiilor astrologică, se afla într-o relație foarte, foarte armonioasă. Sau dacă nu a fost momentul și chiar avea o karmă mai greuță, să zic așa, nu se afla într-o nicio relație atunci, atunci s-a răspărit. Deci lucrurile acestea, dacă ținem cont de astrologie, le putem influența într-un anume fel și putem să ne luăm încetul cu încetul viața noi. Indiferent de momentele astrologice și indiferent ce se află sau nu în casa căsătoriei la un moment dat, putem avea anumite, dar putem ține cont de anumite principii care țin de spiritualitate și dacă urmărim acele principii, spun chiar fără să exagerez și o spun și din proprie experiență, poate să ne fie bine oricând, orice ar fi. Pentru că acele principii despre care vorbesc acum, chiar a fost un, mă rog, s-a nimerit să fie indian și nu creștin, Ramakrishna parcă, care la un moment dat a hotărât el să vadă dacă pe fiecare religie sau pe mai multe credințe se poate ajunge la același țel. A practicat câțiva ani diverse ramuri ale spiritualității din toată lumea, din câte știu inclusiv creștinismul, și a ajuns la aceleași realizări spirituale. Indiferent ce credem, indiferent că credem în astrologie, în reîncarnare, în orice altceva, sau nu, indiferent că suntem creștini sau yoghini sau astrologi sau ce-o fi acolo, dacă studiem la modul profund și autentic, dincolo de dogme, toate aceste credințe și religii, găsim un fel de filon, un fel de nucleu care este același. Este vorba de tocmai despre aceste principii care le-am spus acum. La un studiu foarte atent, de exemplu, cele 10 yama și niyama din tradiția yoghină sunt aproape literă, aproape cuvânt cu cuvânt cele 10 porunci din Vechiul Testament. Da? Dacă urmărim să tratăm viața cu un oarecare bun simț și să respectăm aceste principii spirituale, profunde, divine, în esență, ne punem încetul cu încetul, sau mai repede, viața în acord cu Universul și în acord cu Dumnezeu. Astrologia, da, este și ea un astfel de instrument. Ea nu ne arată neapărat principiile respective, pentru că acelea sunt foarte simple, există peste tot, sunt chiar și reguli de bun simț ale sufletului. În schimb, ne arată cam când trebuie să ținem cont și de care. Ne zice, uite, acum asta e mai important, acum asta e mai important, acum ești... Dar astrologia nu vine și aduce alte principii. Un astrolog nu vine și îți spune sau îți rezolvă o problemă. Îți spune numai cam de ce să ții cont și când. Sper că ați înțeles cum stăm cu astrologia. Astrologia nu îți spune cum va fi viața ta, nu? Astrologia îți prevede.
poți să-ți schimbi destinul dacă... Astrologia nu, este, nu ține loc de înțelepciunea sufletului nostru. Exact. Aia este de bază. Da. Astrologia nu ajută. Cu promisiunea că vom mai relua emisiunea, această temă, emisiunea vom relua oricum această temă. Așa. Pentru că avem în spatele nostru o astrogramă, v-am promis în mesaje că vom explica, vom da un exemplu și domnul Daniel ne va explica exact cum e și ne va explica termenii care se folosesc. E, după cum vedeți, n-am reușit. Timpul este scurt pentru așa ceva. Dar avem promisiunea dânsului că va mai veni. Eu chiar îi propun ca o dată pe lună măcar să ne întâlnim și să dezbatem mai departe această temă. Și nu uitați, dacă aveți cunoștințe sau persoane pe care le vedeți că trec prin violență în familie, vorbiți-le de Asociația Vivar. Vorbiți-le, spuneți-le că pot fi ajutați. Dacă treceți prin, sunteți voi victime ale violenței în familie și aveți nevoie de ajutor, Asociația Vivat e aici să vă ajute. Trebuie doar să mă contactați pe Facebook sau pe site-ul redacției. Până la săptămâna viitoare, când vom avea întâlnire cu domnul avocat Pop Mihai, care ne va explica cum stăm cu legea 217, cum stăm cu Convenția de la Istanbul și ce e mai important dacă putem aplica în cazul violenței emoționale legea hărțuirii. Sper să vă fi făcut acum curioși și până săptămâna viitoare eu, Ocola Eleonora, împreună cu domnul Daniel Tiepure, vă spunem la revedere! La revedere!